Doi bărbați cu vârstele de 27 și respectiv 42 de ani, originari dintr-o localitate din raionul Sângerei, au fost reținuți de poliție, suspectați de furturi din locuințe. Potrivit anchetei, pe parcursul lunilor mai-iunie, suspecții ar fi pătruns în cel puțin două case din sectorul Buiucane al capitalei. De acolo ar fi sustras mai multe bunuri materiale, cauzând un prejudiciu proprietarilor de peste 40.000 de lei. Acțiunile lor au fost surprinse de camerele de supraveghere din preajmă. În cadrul audierilor, aceștia și-ar fi recunoscut vina. Bărbații le-ar fi spus polițiștilor că pătrundeau în locuințe pe timp de zi prin forțarea geamurilor din termopan. Astfel, după ce se asigurau că proprietarii nu erau acasă, aceștia sustrăgeau bunurile materiale, dar și toți banii pe care îi găseau. Lucrurile pe care le sustrăgeau le vindeau la prețuri simbolice. În urma măsurilor întreprinse de polițiști, o parte din bunuri au fost depistate și urmează să fie returnate proprietarilor. Polițiștii au acumulat probe care le demonstrează vina suspecților. Acum, bărbații care anterior au mai fost judecați pentru infracțiuni analogice au fost plasați în arest pentru 30 de zile și sunt cercetați penal pentru furt. Dacă vor fi găsiți vinovați, ei riscă până la 67.500 de lei amendă sau pușcărie de până la 4 ani.